Ce ziceți, mă? Bine sănătoși la Pungă Groș? Am revenit cu un nou episod alături de fratele nostru Scândură, aici pe baricade. Vedeți că și-a respectat cuvântul și este alături de noi. De data asta n-a mai fugit când știa că avem de filmat episod. L-am învățat să fiu om de cuvânt, să nu ziceți că sunt eu ăla rău și fără obraz. Cum îți crești, așa și ai, indiferent despre cine este vorba. Avem un nou episod din categoria comentarii de legendă. Foarte de legendă o să fie episodul de astăzi, pentru că o să descoperim că avem foarte mulți plutonieri majori, locotenenți, sergenți, maiori, caporali. Bă, toată poliția armată o să fie aici cu noi în seara asta. Așa că, haideți să vedem despre ce este vorba. O să fie meserie. Chiar că meserie. Ren Bară Jos Baby mă întreabă ce se întâmplă dacă folosești Titan Gel. Pentru cine nu știe, Titan Gel este o cremă pentru mărirea soldățelului. Ce se va întâmpla este că vei fi mai sărac cu 45 de lei. Sau cât o costa crema. Castraveciorul va avea aceeași lungime. Loțiunile pentru mărirea nu s-au dovedit eficiente. Eu zic. Aceeași recomandare ca și ultima dată. Pregătiți-vă. Țineți-vă de scaune, de femeie, de bărbat, de ce aveți. Doar țineți, dacă n-aveți de ce să vă țineți, legați-vă de ceva, că o să fie. Țineți-vă bine. Dar cu ce aș putea să mi-l cresc? Ce-mi recomandați? E o ganteră, o leș de soldățel și o las să atârne câteva ore. O pompă. Pentru micșorare ce recomanzi? Cuțitul și ce rămâne se poate prăji. Am încercat, e foarte bun, recomand. De ce bună carnea de poporul? Foarfeca! Al meu este colonel sergent. Bine, până la urmă nu contează mărimea baghetei, ci magia din ea. Deci trebuie să anulez comanda? Eu zic că dacă ții o nicovală și un ciocan, cu siguranță o poți lungi. Bă, aveți imaginație, nu glumă. Dar mi-e teamă că unii a spus-o și în practică. Vrăjeli, să vezi vibranium gen. Direct ciocanul utor. Și eu care credeam că cremele antivergeturi sunt o vrăjeală. Se pare că și noi am rămas dezamăgiți. Fiecare cu ce-l doare. La fete cu vergeturi, la noi cu ciocanul utor, care se pare că ne-am luat țeapă. Câți n-au încercat atâtea creme și, surprise, nimic. Dacă nici cu pompa nu merge, vorba comentariului de mai devreme. Singura variantă e o ganteră, o legi, s-o lași la atârnat. Sau poți să-ți legi capul cu un bolovan și să-l arunci într-o prăpastie. Tu te ții de ceva și dacă îți rămâne ciocanul între picioare, înseamnă că ești tare și pregătit de orice provocare. Soldățelul puteți duce la fabrică și vă va da unul mai mare. Al meu încă este recrut, mare până ajunge soldățel. Ce înseamnă să fii sincer? Păcat că nu mai este apreciat. Nu-i dau un cap, îl tragi de cap, dar de întărirea soldățelului ce recomanzi? Aici puteai să zici și tu că Anaconda e minciună pe lângă cei care folosesc Titan Gel. Deci dacă mâine o să explodeze vânzările la Titan Gel, să știți că de aici se trage. Recomand, soldățelul meu e acum Thanos. Ăsta dă și cu fulgere și tunete. Al meu e ministru apărării, al meu e colonel adjunct. Bă, pe mine mă ustură și s-a umflat pentru o săptămână. Ceva s-a întâmplat. O fi crema expirată. Atunci folosesc Nivea. Bă, aici am o poveste, eram acum câțiva ani cu un tovarăș, de l-am nenorocit pe ăla cu Nivea, că îi povesteam cum la un vechi loc de muncă, aveam un nebun pe acolo care zicea, bă, am fost într-o seară la Bagaboante și îi ziceam, dragă, hai că vreau și în partea dorsală, dar zic, lasă-mă că n-am lubrifian la mine, zice ăla, lasă, dragă, că s-a inventat Nivea, iau un tub de Nivea, mă dau cu Nivea pe pup și dă-i acolo și rup în ea și am rupt până dimineața în ea. I-am povestit și lui ăsta și de atunci a rămas cu sechele, când vedea Nivea o lua cu capul. Încercați cu Nivea, e mai blândă. Eu am folosit și mi-a crescut palma dreaptă. Păi nu trebuia să dai pe palmă. Eu care am 14 ani credeam că e pentru întărirea părului. E un spray. E un gel. Nu un spray. Dar poți să încerci, poate ți întărește părul, cine știe. Adevărate vorbe, am dat acum 5 ani 300 și am luat țeapă. Mai simplu îi dai cu drojdie. Măcar știi că rolul drojdiei este aceea să crească. Dar trebuie să o bagi la căldură, adică, da, te descurci tu că ești bea mare, să o încălzești un pic și să o vezi cum îți crește. Parcă vă văd că vă dați toți cu drojdie acum. Soldății ca soldății, dar unora e capitan major. Să vezi la ea care e plutonier șef. Nu îți crește, am încercat eu toate gelurile. Combinele. Mâine fac retur. Al meu e caporal clasa 1. Al meu e deja general în flota aeriană. Bă, dă văd, reacu. Eu v-am spus, mă, că se adună toată armata aici. Armata lui Vladimir Putin e minciună. Pe lângă ce armate avem noi în țară.
trageți de ea și vă crește văzând cu ochii. Mai bine cumpăr o lupă și o mărești mai repede. Eu am folosit și acum trebuie să mai tai din ea. Vorba lui Ferraru, am mai tăiat din ea ca să o fac de 17 cm. Eu am dat pe mașină și am găsit o limuzină. Poate merge mai bine pe obiecte. Scândură, dacă dau și pe tine, oare te maturizez-o mai repede, maturizez-o mai repede creierul ăla? Lungimea ca lungimea, dar dacă este ca jeleul, poți să dai și cu Nivea că tot degeaba. Deci încă o dată auzim de Nivea, deci se pare că Nivea chiar are multiple proprietăți, mai ales între ale rectului și erectului. Vreau banii înapoi! Păi nu se folosește acolo, se dă pe la ochi și se va părea mai mare. Cine știe, știe. Poate că Titan nu are efect, dar când o atinge cu mânuța fermecată, se face bâtă de baseball. Uite mă, în sfârșit unul care știe cum se mărește și se întărește, fără geluri, fără vrăjeli. Unele zic chiar dacă nu e prea mare, dar să fie tare. Degeaba o ai mare dacă o ai și moale. Ce se întâmplă dacă sunt fată și folosesc Titan Gel? Sper să nu aflăm niciodată. Cam ăsta a fost și episodul de astăzi, sper că v-au plăcut comentariile, sper că am râs, ne-am simțit bine și ne auzim data viitoare. Cu Scândură, aici de față, noul nostru amic, care o să ne însoțească în comentariile noastre de legendă și în toate clipurile unde râdem, glumim și ne simțim bine. Pentru că, așa cum am spus, este bine să ai pe cineva cu care să-ți împărtășești de cele mai multe ori, să-ți elimini depresia, pentru că altfel o să ajungi la casa de nebuni. Aveți grijă de voi!